Hei, dragii mei, eu sunt Valentina cu De Toate, iar astăzi vă invit să discutăm despre somn, un subiect de oameni mari. Și spun asta pentru că atunci când eram mică știu sigur, îmi amintesc cu precizie, că nu îmi doream deloc să mă duc să mă culc după amiaza. Acel somn obligatoriu de după amiaza era o chestie îngrozitoare. Sfârșeam doar prin a sta în pat cu ochii închiși și numărând clipele până când pot să ies iarăși la joacă. Acum, în viața adultă, recunosc că îmi place foarte mult să dorm după amiaza. Dacă reușesc să dorm 10-15 minute după amiaza, deja după aceea sunt un om mai bun. Mă simt refăcută, mă simt energizată și pot să-mi continui ziua. Să știți că sunt și echipată cu o pereche de ochelari de somn, pentru că am zis să fiu în temă cu subiectul, și vă invit să urmăriți 11 idei pe care eu le folosesc, le pun în practică și care mă ajută să adorm mai repede și să dorm mai bine. Recunosc că de felul meu sunt o persoană care se odihnește bine și adoarme repede, dar cred că și aceste reguli pe care le urmez mă ajută să fac lucrul acesta. Așa că dacă sunteți curioși și ați vrea să știți cum reușesc să adorm eu aproape instant și câteodată chiar și pe scaune sau în mijloace de transport în comun atunci când călătoresc pentru mai multe ore, vă invit să urmăriți în continuare clipul. După cum știți, eu nu sunt un medic pneumolog cu competențe pe somnologie sau un alt fel de profesionist care să stăpânească acest domeniu la nivel de doctorat. Dar cred că sunt câteva lucruri despre care pot să vă vorbesc. În general, un adult este bine să doarmă 7-9 ore pe zi ca să se simtă odihnit și să poată apoi să își desfășoare activitățile în mod normal. Bineînțeles că există și niște oameni care au anumite mutații genetice și care se pot odihni mult mai puține ore pe noapte și să se simtă în continuare odihniți. Dar acelea sunt excepții și cred că majoritatea dintre noi, cam 7-9 ore pe noapte dacă ne odihnim, a doua zi suntem foarte apți să ne desfășurăm activitățile în continuare. Și să începem cu primul lucru despre care vreau să vă povestesc astăzi, este vorba despre somnul la prânz. Așa cum v-am spus, acum în viața adultă îmi place foarte mult acest obicei și reușesc în general să dorm 10-15 minute după amiaza și nici nu îmi doresc să dorm mai mult timp, pentru că aș ajunge la starea de somn profund și această stare de somn profund este recomandată pentru perioada nopții. Pentru că în timpul zilei, dacă aș ajunge la somnul profund și m-aș trezi, probabil că m-aș trezi ușor indispusă sau poate chiar amețită și chiar nu-mi doresc să fac lucrul acesta, pentru că tocmai de aceea dorm după amiaza, pentru a mă simți odihnită și a fi apoi flower power, nu morocănoasă, nu? A doua regulă pe care o urmez atunci când îmi doresc să mă odihnesc pentru a avea un somn cât mai odihnitor și pentru a dormi cât mai repede este aceea că încerc să îndepărtez toți stimulii auditivi și luminoși. Adică încerc să fie cât mai întuneric în încăpere, trag draperiile, jaluzelele, tot ce este nevoie și să nu existe în încăpere vreun fel de zgomot. De la ceasul de perete, de la pendulă, să fie muzică în încăpere, nu. Oricare dintre lucrurile acestea cu siguranță m-ar deranja și m-ar face să adorm mult mai greu. Și nu ăsta este scopul meu, că doar am hotărât că vreau să mă culc și vreau chiar să se întâmple asta. A treia regulă despre care vreau să vă vorbesc are oarecum legătură cu cea dinainte și este vorba despre faptul că în dormitor nu am televizor și încerc să nu mi-aduc niciodată telefonul cu mine în dormitor. Fac lucrul acesta pentru că în momentul în care aș avea aceste două atracții lângă mine, probabil că aș fi tentată să deschid televizorul sau să mă uit pe internet și lucrurile acestea mi-ar distrage atenția și nu m-aș mai putea concentra înspre acțiunea pe care o începusem și anume vreau să mă odihnesc, vreau să mă culc. Ideea este că atunci când ne uităm la televizor sau scrollăm pe telefon, noi nu suntem de fapt relaxați. Creierul nostru se concentrează și încearcă să proceseze toată informația pe care o primește. Dacă noi în același timp îi spunem creierului că vrem să ne culcăm și în același timp îi cerem să fie atent la televizor sau la telefon, lucrurile acestea se bat cap în cap și atunci e posibil să adormim mai greu sau cine știe, poate chiar să nu fie cea mai bună calitate a somnului dacă adormim cu televizorul aprins, care este un stimul și auditiv și vizual. Prin urmare, adio tehnologie din camera în care vreau să mă odihnesc, maxim accept o carte pentru că îmi doresc să citesc și să adorm poate chiar intrând în povestea respectivă și să-mi creez eu un alt scenariu mai departe. Ce ziceți de ideea aceasta? Cred că este mult mai eficientă o carte decât un telefon atunci când dorim să adormim repede. Regula numărul 4 are legătură cu hainele. Să nu fie prea strâmte, să nu se ridice, să nu fie prea groase, să nu fie prea subțiri. Adică ideea este să dormim în pijamale cât mai confortabile sau oricum să dormim îmbrăcați în lucruri care să nu ne incomodeze, să nu ne mai deranjeze și lucrul acesta și să nu putem adormi.
Cine știe, poate o să încercați și voi un accesoriu din acesta de somn, cum sunt ochelarii de somn. Vă spun sincer că și eu la început am fost reticentă, gândindu-mă că ce să-mi facă niște ochelari de somn care de cât mă apasă, mă strâng, o să mă incomodeze și ăștia suplimentari și o să adorm și mai greu din cauza lor. Dar nu, probați că pe lângă faptul că sunt foarte simpatici, în plus de asta te și ajută în cazul în care nu ai întuneric de plin în cameră, să faci astfel încât să fie întuneric beznă și să poți să te odihnești mai bine și mai repede. Și iată ne ajung și la punctul numărul 5 în care vreau să discutăm despre lenjeria de pat. Din punctul meu de vedere, cea mai potrivită lenjerie de pat este aceea din fibre naturale. V-aș recomanda bumbacul pentru că este cea mai la îndemână, lasă pielea să respire, te odihnești foarte bine într-o lenjerie de bumbac. Știu că acum este o întreagă discuție despre fețele de pernă din mătase și din alte țesături care să nu ne facă riduri, dar din ce am citit, discuția este încă la început și e destul de greu de crezut că dacă dormim pe o pernă de mătase sau de saten sau de altceva, o să avem mult mai puține riduri. Puteți încerca, dar v-am spus, ideea este cu fibrele naturale, că acestea nu se supraîncălzesc, lasă pielea să respire și să folosim o lenjerie de pat de bumbac, cred că este chiar o chestie foarte la îndemână pentru oricine. De asemenea, dacă folosiți balsam de rufe, aveți grijă la cantitatea pe care o folosiți, pentru că dacă este într-o cantitate prea mare și miroase prea puternic, și lucrul acesta poate interveni în rutina voastră de somn și vă poate face să adormiți mai greu sau poate chiar să dormiți mai prost. Poate ar fi bine pentru lenjeria de pat, deși sper să nu mă omoare acum lumea că spun asta, să nu folosim balsam de rufe. Și iată ne ajungem și la punctul 6. Punct care are legătură cu temperatura din camera în care urmează să dormim. Dacă în dormitor este prea cald, va fi mult mai greu pentru noi să adormim și posibil ca acest lucru să influențeze și calitatea somnului. Așa că este mai bine să fie un pic mai răcoare în camera în care dormim decât să fie prea cald. Știu că mulți dintre noi iubim căldura și soarele și să fie cât mai cald, dar pentru somn și pentru a reuși să ne odihnim mai repede, este important să avem chiar o temperatură un pic mai scăzută decât ne-am gândit în mod normal că este convenabil pentru noi. La punctul numărul 7 vreau să discut cu voi despre importanța creării unei rutine, importanța obiceiurilor. Dacă voi în fiecare seară beți un pahar cu ceai sau un pahar cu lapte cald sau un pahar cu cacao sau orice altă băutură preferați voi, apoi vă duceți, vă spălați pe dinți, vă schimbați în pijamale, stingeți lumina, ați îndepărtat deja toate dispozitivele electronice din încăpere. Normal că în momentul respectiv creierul vostru știe ce are de făcut. Dom'le, trebuie să mă odihnesc, că gata, s-a dat stingerea. Este foarte important să avem o rutină în fiecare seară de adormit. Astfel va ști organismul nostru ce are de făcut. Din punctul meu de vedere, să avem o muzică ambientală plăcută în cameră, să avem o lumânărică cu lavanda aprinsă sau mai știu eu ce alt obicei care te ajută să te relaxezi, să intri în starea de zen, vei adormi mai repede? Nu! Toate lucrurile acestea mie mi se par, sau cel puțin din punctul meu de vedere, pentru mine, că nu funcționează. Lucrurile acestea la mine nu merg. De cât mi-ar distrage atenția, m-ar face să am nu știu câte alte gânduri, iar eu m-am așezat în pat ca să mă culc. Și iată ne ajungi la punctul 8, care are legătură cu punctul precedent, și anume ar fi bine să avem un program relativ fix de somn. E bine că dacă obișnuim să ne culcăm la ora 11 în fiecare seară, cam asta să facem. Dacă noi astă seară ne culcăm la ora 10, mâine seară la ora 11, pe urmă vrem să adormim la ora 2 dimineața, o să adormim că sigur suntem obosiți, dar apoi să nu îi cerem corpului să adormă iarăși la 10 seara în următoarea noapte. Este important să avem cam aceeași plajă de ore de somn. La ora 11, la ora 12, cum preferați voi, poate adormiți chiar mai devreme, la ora 10 să spunem, dar important este să avem cam același program de somn. Dacă noi obișnuim să ne culcăm cam la aceeași ore, bineînțeles că o să adormim mai repede și, cum am spus, cu un somn mai odihnitor, ceea ce este goal-ul suprem, nu? La punctul 9, în sfârșit, aduc în discuție ceva dovedit științific. Pentru că, la urma urmei, cred că nu eram eu dacă nu aduceam un pic în discuție ceva ce au descoperit oamenii de știință. Ideea este că exercițiile fizice, care sunt foarte importante pentru sănătatea noastră, ne ajută să adormim mai repede și să avem o calitate mai bună a somnului. Asta a fost dovedit științific, gata. Mai mult nu am ce să vă spun despre asta, decât faptul că este important ca exercițiile fizice să se desfășoare pe perioada zilei și nu înainte de culcare. Vă spun din proprie inițiativă că în zilele în care nu reușesc să fac activitate fizică, sport,
mă rog, lucruri din sfera aceasta în timpul zilei și îmi doresc să le fac seara, să zicem că este ora 9-10 seara și mă hotărăsc eu brusc că vreau să fac ceva mișcare, lucrul acesta, deși mă gândesc instinctiv că să vezi apoi ce obosit o să fiu și cum o să dorm mult mai bine, de unde? Bineînțeles că se pune tot sângele în mișcare, bineînțeles că intră în acțiune adrenalina și voi adormi mai greu. Așa că nu fac niciodată exerciții fizice intense seara, noaptea, în niciun caz. În niciun caz, în niciun caz. Nu am apucat să fac în ziua respectivă, voi face a doua zi. Și iată ne ajung și la punctul 10, penultimul punct de pe lista mea de astăzi, unde vreau să discutăm despre ceva ce există de când lumea practic, dar care parcă a fost mai mult în focus în ultimii ani, și anume tehnicile de respirație, tehnicile de meditație, rugăciunile și alte lucruri pe care putem să le facem seara, să ne gândim la lucruri frumoase, să trimitem gânduri bune către univers sau oricum să ne facem o rutină din a ne gândi la lucruri frumoase, la lucruri bune și să nu facem overthinking, adică să ne gândim foarte mult la anumite lucruri care s-au întâmplat pe parcursul zilei sau să ne gândim la ce avem de făcut la a doua zi sau peste câteva zile sau să ne concentrăm pe probleme foarte importante exact înainte de a dormi, pentru că, unu, suntem deja obosiți, deci probabil că vreo soluție salvatoare nu va apărea atunci și, doi, o să fim foarte preocupați, foarte îngândurați, este posibil ca lucrul acesta să ne inducă o stare așa de neliniște, care să ducă mai departe la un somn plin de coșmaruri sau alte lucruri neplăcute. Deci ideea este că înainte de culcare, în momentul în care ne așezăm în pat, să facem orice este nevoie pentru a ne relaxa, să avem gânduri frumoase, să facem exerciții de respirație pentru aceia dintre noi care sunt pasionați de partea aceasta sau alte metode pe care le putem folosi pentru a ne odihni mai repede și mai bine. Gata, dragii mei, am ajuns la punctul 11, ultimul de pe ordinea de zi de astăzi, în care o să vorbesc despre un lucru absolut de common sense, dar e bine să-l spun și în clipul acesta. Este vorba despre faptul că nu este bine să consumăm seara băuturi cu cofeină, indiferent de tipul acestora, chiar că vorbim de cafea-cafea, de ceai negru sau de energizant. Nu este bine să consumăm alcool, pentru că și acesta are rol stimulant și, bineînțeles, și nicotina are cam același tip de rol. Prin urmare, nu este bine atunci când dorim să adormim să-i spunem creierului nostru: hei, trezește-te, hai, fii activ, că practic asta facem cu băuturile acestea pe bază de cofeină sau pe bază de alcool. Bineînțeles că toate aceste băuturi de când ne vor face creierul să fie într-o stare de alertă și noi vrem să-i spunem că shut down please, sleep now. Să-i spunem creierului să se ducă la culcare, să ne lase să ne odihnim pentru ca să fim în formă și în forță a doua zi. Cam astea au fost gândurile mele. Voi ce alte obiceiuri aveți pentru a dormi mai repede? Pentru că știți cum e, deși adorm destul de repede seara, poate n-ar strica să adorm și mai repede. Poate lăsați în comentarii cum faceți voi, poate lucrurile pe care o să mi le spuneți mie o să fie citite și de ceilalți din comunitatea Valentina cu de toate. Apropo, abonare, subscribe, like, știți voi. Și poate lucrurile acestea pe care le-ați scris și care vă ajută pe voi o să ajute și pe alții. Știți cum e. O mână spară pe alta, comunitatea este legată, se odihnește bine și o să fim cu toții niște oameni mult mai buni. Eu am fost Valentina, vă pup!